Nimeni n-a venit în acea zi la Comisia Electorală Centrală. Noi am venit, fiindcă de câte ori în viața noastră s-a întâmplat un lucru foarte important. Atunci când știam că ziua este legată cu cifra 13, sau ea oricum apare în activitatea noastră, știam că dacă muncim mult, dacă avem toată deschiderea pentru oamenii cu care muncim, dacă avem niște scopuri nobile, dacă suntem foarte dinamici, cu multă energie, cu multă ambiție, noi descopeream că cifra 13 este o cifra norocului. Vă asigur că și de această dată, partidul în care muncește mult, care este dinamic, care poate asuma responsabilități și care a demonstrat de atâtea ori că poate fi eficient la guvernare, acest partid, partidul nostru, Partidul Liberal Democrat din Moldova, a demonstrat că și politică cifra 13 este o cifra succesului, o cifra norocului. Vă îndemnăm, stimați colegi, stimați prieteni, stimați indeciși care sunteți alături de noi, stimați opozanți care încă mai sunteți opozanții noștri, vă îndemnăm ca pe data de 28 noiembrie, atunci când o să luați această mare, lungă listă de aproape un metru, să vă opriți cu privirea în dreptul cifrei 13. Acolo este stejarul, acolo este culoarea verde, acolo este echipa lui Vladimir Filat, acolo se regăsește el, marea personalitate politică a Republicii Moldova. Votați pentru noi, fiindcă nu o să greșiți. O să aveți ocazia, în scurt timp, să constatați că suntem partidul care este în stare să ofere Republicii Moldova o nouă șansă, o nouă perspectivă și o scoată din sărăcie.